Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 18 mai, poți combina creativitatea, spiritualitatea și idealismul. Datorită dezvoltării fizice și intelectuale, ai un răspuns rapid și o susceptibilitate intelectuală crescută. Umanistă prin natura ta, ai o mare compasiune pentru orice persoană. Scopul tău final este de a promova o lume mai bună. Poți să o faci direct, vorbind împotriva nedreptății politice prin presă, pe standioane și îți poți exprima punctul de vedere diferit, prin pictură, muzică, literatura sau chiar sport, în tine, universul a amestecat în mod miraculos tradiționalismul și liberalismul, tu ai putea fi numit agitator a fundațiilor obișnuite, deoarece baza comportamentului tău este dorința de a îmbunătăți societatea. Poți fi renumită pentru protestele tale îndrăznețe împotriva nedreptății și a nelegiuirii. Dar indiferent dacă vei deveni politician sau nu, demonstrezi o atitudine extrem de responsabilă față de patrie, pentru care poți fi gata să-ți dedici toată viața. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități afecțiune, loialitate, diplomație, fiabilitate. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje. Te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind de asemenea vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este ca simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus îți de dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici, dar există și o parte reversă a monedei, datorită influenței lui Venus pot suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă, astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și pentru abilitatea de a găti, această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani, planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a gândi strategic și de a fi generoasă. Ai o natură creativă idealistă, rapidă, puțin războinică și foarte sensibilă. Ești foarte pasionată de oameni și dorești cu sinceritate să-ți faci viața puțin mai bună. Ești empatică, inteligentă și dezvoltată spiritual. Tu visezi să faci totul pentru a îmbunătăți această lume. Tu disprețuiești oamenii iraționali care nu știu cum să-și organizeze munca. Îți place să faci orice lucru la timp și fără nicio presiune sau agitație. Cu toate acestea, temperamentul tău deschis îți poate aduce mari necazuri, pentru că nu știi cum să te abții, să te confrunți cu ignoranța sau prejudecățile. În cercul familiei te dovedești a fi un fel de voce a rațiunii. Cu toate acestea, ca părinte ar trebui să-ți restrângi ardorul și să renunți la manierele dictatoriale, ești adesea prea exigentă cu copiii tăi și îi critici aspru pentru cea mai mică greșeală. Un pericol major pentru tine este faptul că poți fi uneori prea dependente de munca pe care ai început-o și devii la fel de irațională ca cei pe care îi critici s-ar putea să nu observi o asemenea ciudățenie la tine însăți, dar când alții ți acord atenție, tu suferi dureros la critici, este prea dificil pentru tine să accepti, să nu mai vorbim de schimbare. Fanatic de ideilor tale despre adevăr, cazi astfel în capcana ta, îți exprimi interesul în multe domenii ale vieții, ești fericit să experimentezi, poți da impresia unei naturi surprinzător de holistice. Dacă se întâmplă ca în tinerețe să nu fii fost mulțumită de tine însăți, atunci în anii maturității vei încerca cu toată puterea ta să ajungi la mulțumire de sine. Tu poți numi viața o luptă constantă și poate un război intern. Conflictul devine un participant indispensabil, însoțitor al existenței. Tu par să te afli într-o căutare veșnică a obstacolelor care pot fi depășite, motiv pentru care nu cunoști pacea adesea împovărată de responsabilitatea pentru munca sau afacerea ta, uiți complete de tine însăți și de nevoile tale. Acesta poate fi unul din motivele vieții personale nefericite. Tu nu observi cum primii lăstari de amărăciune încep să mănânce sufletul tău. În acest sens, prietenii și familia îți pot oferi asistență neprețuită, indicând semnele de avertizare la timp. Te distingi față de alți nativi din tauri prin astfel de trăsături speciale, fiabilitate, dependență și senzualitate. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată, cum afectează data de 18 mai soartata? Ai un sentiment sporit de justiție și întotdeauna te grăbești să îi protejezi pe cei asupriți. Poți merge împotriva opiniei publice, oferind o schemă completă nouă a sistemului social. Chiar dacă nu ești implicat în politică, ai de votament și sentimente patriotice în alte față de patrie, pe care încerci să o servești într-un fel sau altul. Tu poți visa orice, dar în viața reală, acționezi în conformitate cu legile existente de supraviețuire. Tu disprețuiești orice dezorganizare și incapacitate de a-ți planifica activitățile și tu însă ți încerci să-ți faci munca la timp, eficient și fără grabă. Dacă reacționezi prea tare la manifestările de ignoranță și superstiție ale oamenilor din jurul tău, aceasta se poate termina prost pentru tine. Pentru tine este caracteristic să fii ghidate de rațiune și logică, nu recunoști deciziile impulsive cauzate de dorințele momentului. În ceea ce privește locuința ta, respecte același principii, dar ar trebui să fii mai tolerantă față de lipsurile copiilor și să nu exerciți presiuni excesive asupra personalității și libertăților. Dacă ajungi complet scufundat în lucrarea începută, ai putea ajunge să nu o poți privi obiectiv și să faci aceleași greșeli pentru care tu condamni alte persoane ai tendința de a predica pretutindeni despre valoarea adevărului, poți deveni o statică a convingerilor tale. În viață, tu dorești să încerci toate căile oferite de soartă, alegând de direcția corectă. Tot ceea ce ai ratat în copilărie, ajungi să faci la vârsta adultă. Diferitele conflicte și obstacole sunt o condiție prealabilă pentru existența ta. Fără această luptă și emoție încetată, Viața ți se pare nedemnă. Fiind responsabilă și punctuală, dedicată muncii, nu observi că timpul a trecut și uiți de nevoile tale. O astfel de scufundare în afaceri și detașarea de lumea reală duce la eșecuri totale pe frontul personal. Nefiind capabilă să te realizezi în viața de familie, poți deveni deprimată, trăind în inferioritate și în consecvență. În astfel de cazuri, ai nevoie de ajutorul prietenilor și al celor dragi. Dragoste și compatibilitate. În viața ta personală ai nevoie de stabilitate pentru a te odihni de aventurile tale frenetice și pasionale în spatele unui zid puternic. Ești un romantic adevărat, ești sentimentală, delicată și grijulie, știi cum să te bucuri de relații de intimitate și dragoste. Partener devotat și de încredere ești întotdeauna gata să răspunzi nevoilor unei alte persoane. Cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alții reprezentanței elementului pământ, respectiv fecioara și capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații chejual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitatea a unui astfel de partener, desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești, cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului, o alianță inconsecventă, dar pasionale este posibilă cu scorpionul, vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică, și în constanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, tu ești într-un fel sau altul dușmanul tradiției, doar pentru că vrei să-ți schimbi viața spre bine. Cel mai adesea, îți îndrepți protestele împotriva nedreptăților și încălcărilor legii. Disprețuiești oamenii raționali care nu pot planifica și urma cu precizie planurile lor, atât în muncă și în viață. Ție Ți îți place să faci totul potrivit planului, fără grabă și panică, într-un ritm liniștit. Dar de cele mai multe ori nu știi cum să-ți ții limba atunci când te confrunți cu inerție, prejudecăți sau ipocrizie. Aceste lucruri îți pot crea o mulțime de probleme. Tu ești vocea logicii și a rațiunii. Este dificil pentru tine să te schimbi. Este greu să recunoști greșelile tale. Ești atât de devotată ideilor tale și străduindu-te pentru perfecțiune, încât uneori tânsă-ți devii paradoxal încăpățânată și înapoiată viața generează o adevărată curiozitate în tine. Te poți afirma și poți avea succes ca politician sau activist social, jurnalist și scriitor, artist, muzician, compozitor, cântăreț și chiar sportiv. Într-un fel sau altul, prin intermediul mass media și al realizărilor tale, încerci să transmiți punctul de vedere către cei din jurul tău prin interviuri, sănătate și boli. Tu trebuie să-ți îndeplinești dorințele, altfel energia necheltuită, indusă în interior, va izbucni odată, iar aceasta va afecta foarte mult sănătatea ta. Este extrem de important să asiguri un echilibru între energia marțiană și moderarea lui Venus. Dorința nu trebuie suprimată în sine, deoarece poate duce la depresie. Poți fi prea pretențioasă în ceea ce privește sexul dar astfel de exigențe pot fi echilibrate de orice alte forme de expresie senzuală. Temperamentul exploziv și izbucnirea necontrolată a furiei pot provoca complicații ale problemelor de sănătate și, în special, pot provoca diverse tulburări nervoase, hipertensiune arterială, alte anomalii cardiovasculare. Pot fi urmărite de un libido prea puternic dar poți îndrepta cu ușurință o parte din energie spre direcția creativă și poți scăpa de senzații neplăcute. Pentru a risca mai puțin, ar trebui să reduci consumul de carne și să-ți faci dieta cel puțin parțial vegetariană. Rutina ta zilnică trebuie să includă o odihnă periodică. Este foarte important să ai un somn bun, lung, poți chiar să dormi în timpul zilei, dacă nu provoacă insomnie noaptea. Destinul și norocul. Ești îndrăzneață, încăpățânată și intenționată. Ai abilități organizatorice mari, ești elocventă, poți avea o influență puternică asupra oamenilor. Dacă alegi o cale negativă de dezvoltare, atunci pofta de putere poate duce la faptul că nu vei fi pretențioasă în ceea ce privește modul în care îți poți atinge obiectivele, mergând peste cadavre și suprimând pe alții. Dar dacă vei alege calea evoluției, vei fi sprijinită nu numai de cei din jurul tău, ci și de universul întreg, în chestiunile monetare, ești de obicei norocoasă, sfaturi pentru tine, fă-ți timp să te cunoști pe tine însă, îți evită contactul cu lumea pentru o perioadă și încearcă să-ți reîncarci bateriile, învață să asculți de vocea ta interioară, lasă-te ghidată și nu condusă cultivați toleranța și acceptarea față de ceilalți chiar dacă nu poți suferi ideile pe care le au. Realizează ceea ce este mai important pentru tine în această viață și stabilește-ți prioritățile. Nu acționa împotriva naturii tale. Trebuie să-i accepti pe alții așa cum sunt. Ce cadouri ți se potrivesc? o femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei sări de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cuție scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papuci așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci. Doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine. Prefer lenjeria de mătase, șampanie și cercei cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dorește un smartphone trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind naturală, poți fi angajat în lucrul cu și, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană pulover de lună, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.